vine a Johnny la emisiunea, da sau nu? Eu, Dan Negru, vreau să vă prezint pe cele mai frumoase, cele mai extraordinare fete. Poftim fetelor! Aplauzele dumneavoastră pentru așa fete frumoase! În ordine, Cristi. Bună seara, fetelor! Dragii mei, dragi oaspeți, vreau să vă prezint pe eroina principală a acestei serii, prințesa serii, pe domnișoara Ana Bulat. Poftim! Aplauzele dumneavoastră! Cea mai domnișoară simpatică, frumoasă, nemaipomenit de frumoasă! Vă simțiți? Doamna și domnul, nu vă trebuie să-ți explic, știi cred că jocul acesta, da? Am mai privit, m-ai privit pe mine la televizor, da? M-am privit un băiat simpatic, da, normal, da, mă bucur. Să începem jocul, da? Este un joc al lecomiei și al intuiției, doamna și domnul. Atenție, atenție la maxim! Anișoara! Aleg servieta! Alege o servietă! Trebuie să alegi din toate servetele acestea. Sunt niște cadouri care trebuie să le alegi pe cele mai mici cadouri. Iar premiul mare este, doamnă și domnul, premiul cel mare este, doamnă și domnul, premiul cel mare este, la Franța. Veniți, doamne și domnule, o călătorie la Franța. Cât de locuri frumoase, doamne și domnule, cât de locuri frumoase. Anișoară, o călătorie la Franța. Poftim? Cu care vreți? Servieta, vedem după jocul. Alege o servietă. Apropo, ai un număr magic din toate numele acestea. Atent, unde la numele acestea. Ai număr magic. Ce e format magic? Poți să-mi spun? 7. 7. Încerci cu 7, da? Încerci? Cum crezi? Alege. Alege. 2, da? 5. Gândește-te atent! Suntem la foarte bine. Te-ai gândit bine, da? În 7. Trebuie. Atent! Domnișoara, cum te numești? Șabdiecu. Cum te numești, domnișoara? Raluca. Raluca! Raluca, arată-ne ce are. Arată-ne, Raluca. Poftim. Doamna și domnul, nu vine a crede. Nu vine a crede, doamna și domnul. Un parfum de la Dolce & Gabbana! Așa, mă ies, fetele și fetele. Iată-l, te rog. Acest parfum este... Da, bine. Ai început-o bine. A început de bine, vreau să spun că a început de foarte bine. Cu parfum, uite, îți spun de cadoul de aici. Anișoară! Următoarea, următoarea, alegeți. Următorul număr. Poate încerci cu 7. Nu? Poftim? Asta e 6. Domnișoara, cum te numești? Lila. Lila, poftim, arată-ne ce ai! Stai. Precis? Precis. Aoleu. Aoleu! Doamne și domnule. Atenție. Doamne și domnule.
Recusa. Vine. Anișoara, ce mai departe? Următoarea? Următorul număr este? Precis. Mă te gândești mai bine. Domnul camera, vă rog. Domnișoara, ce fetiță simpatică! Domnișoara, spune, cum te numești? Tim? Carmen. Carmen? Da? Carmen, arată-ne, te rog, ce ai? Deschide, te rog. Atent, op! Op! Anișoara, vine, te rog, pace. Te rog frumos. Trebuie să te gândești bine. Op! Anișoara, câte două rămâne, da? E un muzar de muși. Asta mă la voi, da sau nu? Ia că pentru rog și cătare. Anișoara. O călătorie la Franța, Anișoara. N-ai prieteni? Eu tot îți vin. Soare, eu la Franța mai fumă. Am fost mult eu. Încă o dată, n-am așa împotriv. Gândește-te. Anișoara, următoarea se vede. Alege număr, gândește-te bine, bine trebuie să te gândești. Călătorie, călătorie între noi. Nu, noi. 7 până, nu? Ia, 3. Domnișoara. Cum gândiți? Zina. Zina? Da, Zina. Anșoara. Mulțumesc. Ești bine. Anșoara, îți permit? Tu s-o deschid singur. Eu nu pot. Ei, poate ce? Da sau nu? Ai, degeaba! Ai mai avut-o și cea? Anișoara. Dragi oaspeți, acest joc este... Anișoara, cu cine ai venit? Ai venit cu cineva? Cu tatăl. Tăticu? Te rog. Aici, aici! Aici! Lângă noi, lângă noi! Aplauzele pentru voastre, doamne și domnule! Tăticu, trebuie să vorbiți ambii, să vedeți, poate... Poate el te spune un număr. 4, da? Ați gândit bine? Nu. Bine. Mi-am făcut domnișoară. Da. 4, ți-a făcut domnișoară. La toți îți place. 4. Domnișoară. Cum te numești? Donița, arată-ne ce ai! Aiuiuiui! Aiuiuiui! Aiuiuiui!
Conchar, propus alegerea pentru număr. Nu uita că lotărie la Franța. Pentru timpul. Anișoara, alege numărul! 7. 7, numărul magic, da? Numărul magic. Domnișoar, aveți un număr? Cum vă numiți? Andreea. Andreea. Poftim, Andreea, arătați ce aveți în servietă! Ha ha ha.